noi vacanța de vară, mai ales data de vacanțele, dar mai ales vacanța de vară, ridică niște probleme deosebite. Eu am mai spus, pentru noi ne este mai greu în vacanță decât pe perioada anului școlar. Ne este mai greu pentru că ne rămân destul de mulți copii și văd că din ce în ce rămân mai mulți copii. La această dată avem 66 de copii, 34 de băieți, 32 de fete. Pentru un număr așa de mare de copii, dați seama că trebuie să asigurăm toate compartimentele, de la personalul didactic și auxiliar didactic care să organizeze programul copiilor și să-i sprijine, să spunem, nu numai în a petrece numai un timp liber, dar în același timp să nu pierdă nici contactul cu acțiunile, cu activitățile formative. Deci nu mai discutăm de activități cognitive, dar de activități care să le dezvolte celelalte abilități de comunicare, de autoservire, de muncă. Personalul de deservire, care la fel trebuie să aibă grijă ca toată unitatea să corespundă și să răspundă nevoilor acestor copii. Și este și perioada concediilor. Și atunci noi avem un personal foarte limitat, facem eforturi aproape disperate, în așa fel încât să asigurăm personalul necesar, pentru că și așa suntem în mare suferință, pentru că de la cea faimoasă lege de 7-1, noi am pierdut, suntem într-un deficit general, mai ales pe zona de deservire, în jur de 16 persoane, nu-i puțin lucru ca să se lipsească din schema ta de funcționare un număr de 16 persoane. Spațiile de curățenie, să spunem, s-au mărit în urma proiectului, deci avem mult mai multe spații, suprafețe mai mari, care trebuie să îngrijite în așa fel încât să corespundă nevoilor acestor copii. Deci, într-un cuvânt, ne este greu, dar facem în așa fel încât copilul să nu simtă, sau ca să fiu mai cinstit, să simtă foarte puțin, să spunem, neajunsurile pe care, să spunem, le are managementul unității sau instituția ansamblu. Noi vrem să nu simtă, dar eu știu s-ar putea să resimtă, da, anumite, să spunem, agresiuni, dar nu agresiuni la nivelul fizic, să spunem la nivel, nu știu, de neajuns. Așa sunt lucrurile. Eu știu, în formula pe care, iată, ați enunțat-o, apropo de acel 7-1, fac o minimă paranteză și am înțeles că trage în speranță să revină și poate cine știe, la ne-a ajutat Dumnezeu la alt an, cum zice țăranul, să avem vești mai bune, să fie altul contextul, apropo de personal, de schemă și de toate cele, pentru că, iată, mă gândesc eu și cu siguranță decurge în mod firesc din context așa, într-o astfel de instituție nu-i de acolo să eu știu, treaba pe care să spun așa o făcea un om raportat la 10 copii, acum să o facă la 16, sau nu știu, cum stau lucrurile, apropo de schemă, de așa, unde, cum ar fi raportarea asta, tot veni vorba. Dar chiar dacă, acum se revine la 1-1, adică pleacă un angajat, poți să angajezi pe altcineva. E un pas, dar un pas foarte mic, pentru că totuși problemele rămân după ce tu ai fost depopulat. A completa 1-1 deja este o situație destul de dificilă, delicată. Pentru că eu mai aveam niște discuții la care făceam o comparație poate forțată și spuneam că, în general, prin protecția consumatorului, nu? Deci merge și spune că n-ai respectat un rețetar, da? Și îți închide prăvălia, ca să spun așa. Ei, pentru noi, în stat de funcții, sau în o hotărâre de guvern, să spunem, care este în vigoare și nu este deci aprobată, care îți spune că la atâția metri pătrați ai atâția oameni, la atâția copii atâția oameni și așa mai departe, deci este rețetarul nostru. Și din câte ori întrebam, deci este un rețetar pe care noi nu-l respectăm.
și am putea fi sancționați, nu? Pentru că nu respectăm acel rețetar. Atunci trebuie schimbat rețetarul. Să spun, nu mai ai atâția. Pentru că, de ce fac această evidențiere? Pentru că un neavizat sau un cetățean, să spunem, bine intenționat, nu neapărat dornic de a crea senzațional. Un exemplu practic, dumneavoastră, vă uitați într-o și spuneți, domnule, ce înseamnă o unitate de genul ăsta și vă duceți la normativ și spuneți. Și atunci o să aveți o reacție, da, care va fi disproporționată pentru că, uitându-vă acolo, spui, domnule, da, dar uite, ar trebui să meargă strună, să spunem, o instituție de genul ăsta, uitați ce generos este un normativ. Neștiind, de fapt, că tu acum nu mai ești în situația în care să ai un personal care să-ți permită, să spunem așa, să faci o activitate performantă 24/24, 365, 365, pentru că așa trebuie văzut. Deci cantitatea aceasta de oameni, da, pe care are la dispoziție o instituție, trebuie să vezi că tu trebuie să o împrăștii pe 24/24, 365, 365, plus drepturile firești, concediile personalului, concediile medicale și așa mai departe. De aceea, evaluarea, să spunem, trebuie făcută și în funcție de condițiile, să spunem, zilnice, reale. Deci nu după manual. Spun acest lucru încă o dată, nu pentru a ne deroba sau a ne plânge, nu, pentru că noi avem, totul este ok, este sub standarde, să spunem, sau la standarde corespunzătoare. Dar totuși, e bine de amintit că suntem într-o zonă specială și trebuie să fim tratați în mod special, atât de decidenți, cât și de comunitate. În regulă. Sigur, așa că și fără nicio laudă, că nu e cazul lucrurile să văd cu ochiul liber cum stau aici la această instituție. Revenind așa la vacanță, pentru că ne-am propus așa să câteva vorbe să discutăm despre asta. Până la urmă, vacanța o să fie unde? Cu activitățile? Ați spus câte ceva. Adică, și ce vreau să vă mai întreb, apropo de acest context pe care l-ați anunțat, enunțat așa cu personal, problema personală, așa, am înțeles, și dacă da să spuneți câteva vorbe, că o să vă bucurați și de aportul unor voluntari, unor tineri, cum stau lucrurile? Da, noi an de an colaborăm cu tineri, cu voluntari. Au fost acum două săptămâni, da? Pe o perioadă de 6 zile, un grup de voluntari care au lucrat împreună cu copiii noștri, cu personalul nostru, au pictat, au creat materiale pe care aceste materiale vor fi și sunt la îndemâna copiilor în așa fel încât ei să se întâlnească, să se bucure de munca lor. Vom avea tot o activitate de voluntariat cu un centru terapeutico europeu, dacă îl pronunț bine, este un centru din Italia cu care intrăm și am intrat în colaborare. Așteptăm să vină în unitatea noastră, am luat legătura cu ei, un specialist deja a fost în unitatea noastră. Vrem ca împreună să dezvoltăm un program de formare pe terapii de ecoterapie, pe terapii de activități de muncă. Pentru că noi undeva, nu știu, poate am fost un pic anxioși în ceea ce înseamnă a ne păstra anumite tipuri de activități, în ideea în care să nu fim etichetați că exploatăm, că ne folosim de copiii care sunt la un moment dat într-o instituție. Ceea ce este fals, pentru că un copil din instituție, dacă spui că trebuie să-i asiguri condiții familiare, asta înseamnă că ca și într-o familie, de la un moment dat, părinții sunt cei care, împreună cu
propriii copii fac anumite activități. Activități pe care copiii le pot face, le fac singuri, cele care nu le pot face sunt sprijiniți, iar cele pe care nu le pot face sprijiniți le fac părinții. Pentru ca ușor, ușor ei să ajungă să facă toate tipurile de activități încât ei să aibă o independență și o autonomie, pentru că ăsta este scopul vieții. Nu? Când ai ajuns la o anumită vârstă să poți, da, prin cunoștințele, priceperile, deprinderile acumulate, să devii o persoană independentă care tu, la rândul tău, să poți forma, sprijini, ajuta pe ceilalți. Deci, la fel și într-o instituție, trebuie să faci de așa manieră încât copilul care se află acolo, în decursul ontologic al dezvoltării lui, pe zona cognitivă, dar și de formare, să ai grijă să știe, să facă, pentru că făcând acele tipuri de activități și respectă rezultatul muncii, fiindcă este munca lui. Într-un cuvânt, el trebuie să știe să și facă curat, să și strângă hârtiile, să și îngrijească florile, să, dar nu sunt activități vai de mie obositoare sau în care să spune, domnule, exploatăm munca unui copil. Și mă uitam la zona asta, la italienii, un mare accent pe aceste tipuri de activități. Noi le-am explicat că avem, să spunem așa, undeva în istoria noastră, avem această experiență și că suntem încântați să o reluăm, luând și din experiența lor, din expertiza lor, în așa fel încât să nu ne mai fie frică de a face ceea ce trebuie și să ne gândim că facem ceea ce trebuie pentru copil, da? Pentru a-i asigura acea independență și noi nu lucrăm pentru a da bine, să spunem, în fața comunității, în fața unor persoane mai ușor impresionabile, care pot să vină să spună, vezi că de asta ai salariat acolo, să facă el. Nu, salariatul este să facă, dar în același timp să-l învețe, să-l, da? Formeze. Să-l formeze, dar indiferent dacă este de la femeie de serviciu până la director. Deci toți avem, și este casa noastră. De ce să nu? Atât cât se poate. Că sunt copii care nu pot să facă nimic, nicio problemă. Și acum chiar noi am început, să spunem așa, o activitate în această, să spunem, de ergoterapie. Am făcut-o tot timpul până la urmă. Ne-am împiedicat, să spunem, de aceste fetișuri. Dar acum și sunt chiar încântați să participe la activitatea de zi cu zi a unității. Minunat că vin străinii și minunat că se întâmplă și iată că mă gândesc aici, fiind în fruntea instituției și știindu-vă cum gestionați, eu știu, problemele, aveți un concurs aparte, așa, apropo de aceste legături, însă aș dori să vă rog să mai insistăm un piculeț pe ai noștri de aici, din Bătătură, apropo de voluntari, cine sunt, de unde... Că mă gândesc că, din ce cunosc, insist, subliniez, este o relație de parteneriat care, cum să spun, nu-i de ieri, da? Și... Noi dezvoltăm relații de parteneriat cu toate unitățile școlare din Bătătură. Avem și nu sub forma hârtiilor. Într-adevăr, noi trebuie să facem dovadă, așa, avem dosare cu aceste voluntariat. Avem persoane care se ocupă special de aceste parteneriate în cadrul Consiliului de Administrație, plecând de la vecinii noștri, liceul sau colegiul, da? La toate, dar colucrăm foarte bine cu cei de la liceul Vasile Savu, liceul 2, eu așa nu știu, așa spun, da. Pentru că în cadrul SNAC-ului, care este un program de voluntariat la nivel național, de câțiva ani buni, 4-5 ani, elevi de la acest liceu cu elevi de la școala noastră fac dansuri, deci formația Hora, care ați văzut, da, am văzut și dumneavoastră, ați dat știri despre această formație. Deci ne reprezintă pe noi la diferite concursuri în cadrul SNAC-ului. Și anul acesta faza zonală a fost la Târgu Ocna, unde am participat, unde am luat premiu, am fost pe podium, iar faza națională a fost la Neamț, deci la Piatra Neamț,
A fost o reușită, o mândrie pentru noi că am reușit să facem această fază națională a SMAC-ului la noi. Noi am contribuit, de ce să mă spun, meritul principal este a inspectoarei noastre, MEDA, care s-a zbătut, a Inspectoratului Școlar, a Inspectorului General. A fost Emma Nicholson, a fost persoana din minister și care au fost foarte încântați de modul cum a fost organizată această, nu pot să-i spun competiții, cu toate că copiii o văd ca o competiție și bine așa, ei sunt mândri de ceea ce fac. De fapt, este o acțiune prin care se creează posibilitatea de ca să se manifeste și artistic copiii cu nevoi speciale, alături de copiii din unitățile din școlile obișnuite, din licee, discutăm, în așa fel încât să se creeze legături strânse, iar ei devin, până la urmă, acești copii ai noștri, dar mai ne interesează foarte mult cei din învățământul obișnuit, ei devin aproape unii din ei, fără să vrea, ambasadorii noștri. Pentru că prin ei se răspândește o imagine pozitivă despre copilul cu nevoi speciale. Pentru că în mentalul colectiv există o etichetare că ar fi ceva, nu știu, parcă ar fi balaur. Nu. Suntem obișnuiți, suntem oameni și copiii noștri sunt la fel, dacă mi este permis, la fel de copii, așa, cu aceleași sentimente, cu aceleași emoții și cu un grad de recunoștință mult mai accentuat decât al celorlalți. Domnule director, apropo, și nu mai avem mult, iată, timpul zboară, deloc întâmplător, mărturisesc cu sinceritate și ați și remarcat și dumneavoastră acest lucru. Am vrut să vă rugăm să ne primiți așa pentru, iată, acest dialog, așa, exact pentru a mai da un semnal în cetate despre cum și ce, iată, la o instituție de acest tip, care instituție, așa cum a spus dumneavoastră și știți cel mai bine, așa, în mentalul colectiv, încă, și subliniez, încă mai este percepută într-un anumit fel. Înainte de a da buton acolo, colegul REC, așa, spuneați, cu iertare, spuneați la un moment dat despre copii care au performat, iată, a spus despre cei de la Hora, așa, spuneați că aveți un campion la șah, de pildă. Adică să înțeleagă lumea asta că aici avem și campion, avem. Da. Avem șahiști în școală. Chiar noi mai făceam glume în cancelare cu colegii care se ocupă de pregătirea lor. Și glumind spuneam, uite-te, este acest copil la noi care e cam bate de un profesor. Și ăsta era, la un moment dat, era un pic, nu știu să spun, rușinat, până la urmă, dar reticent. Cum adică eu? Bine, a doua zi plecam la concurs la Vaslui, deci o școală similară ca a mea, să face un concurs zonal la Vaslui și felicit pentru că fac acest lucru. Și noi, an de an, mergem. Acolo este invitată Elisabeta Polifromiade. Și am avut marea bucurie și surpriză să mi se spună că copilul de la noi a pus o încurcătură pe Elisabeta Polifroniade. A stat și la masa lui când ajungea, se gândea foarte mult la ce mutare să fac. Am luat două locuri, unul, am luat un loc doi. Chiar cel care a luat locul doi, noi a avut, cum spun eu, el, noi mizam pe el cel mai mult. A fost, dar mă uitam cât de natural și cât de, cum spun eu, fără niciun fel de resentiment, s-au felicitat ei între ei. De regulă există o rancune. Cu toate că el era favoritul, atât de liber, atât de natural, l-a felicitat, l-a îmbrățișat pe colegul lui pentru faptul că a câștigat el locul 1. Asta chiar pe mine m-a emoționat, pentru că știu că în realitate cât de
Răuvoitori, să nu spun altfel, suntem noi în momentul în care, sau cât de greu ne este smulsă o felicitare. Parcă suntem de piatră. Nu, domnule. Felicitarea, o vorbă de bine trebuie să vină oricând, fără niciun fel de probleme, pentru că nu avem nimic aperte. Da, e de luat aminte și o pildă minunată, vorba lui Dan Puric de Pateric, așa că el găsește așa mereu. Domnule director, pentru că mai avem vreo 2-3 minute, nu știu ceva în genul ăsta, la dumneavoastră aici în instituție, cu toate cele așa, v-aș întreba cât durează vacanța? Merge. Este la fel, este similar cu învățământul obișnuit, dar acum vreau să vă spun că am reușit, sau suntem 80%, am reușit o performanță pentru această vară, tot cu grupul din Italia, cu un grup care se ocupau la un moment dat cu prietenia între Italia și Cernobâl. Dar și-au schimbat, să spunem, axa, i-am reușit să-i contactăm noi, au venit la noi. Îi așteptăm în octombrie să vină, cu unele să ne vină în sprijin cu anumite materiale, dar cel mai bun lucru care a putut să se întâmple în viața noastră este că am reușit să-i capacităm, să-i sensibilizăm, să ne dea un microbus. Eu tot timpul am spus că avem nevoie de un microbus la școală pentru a putea să-i scoatem pe acești copii să aibă un univers lărgit. Și la a doua întâlnire, bine că aici a fost o chestie de tatonare, să am surpriza ca ei să îmi spună: bine, domnule, am făcut diligență în Italia, deocamdată n-am găsit, dar uite-te, îți dăm microbuzul nostru. Deci microbuzul cu care ei s-au deplasat peste tot în lume și chiar au venit la noi, au spus: uitați, și deja ne-au trimis actele, care eu să le traduc, să mă interesez ce trebuie să facem noi pentru a-l matricula, pentru că sunt înmatriculat, rămâne să-l matriculăm noi. Și vă spun, sunt deosebit de fericit că am reușit să dotăm, să spunem, școala cu un microbus, ceea ce nu este puțin lucru în condițiile actuale. Apropo de autonomie, că tot era vorba, iată, mergem până la capăt. Domnule director, mulțumim tare mult pentru că, așa cum am spus, v-ați găsit un răgaz, pentru că o fi a vacanță, dar problemele nu sunt vacanță și ca manager unei astfel de instituții, mă gândesc că nu aveți foarte mult timp la dispoziție. Încă o dată mulțumim, mulțumim în numele telespectatorilor Topal TV, pentru că, iată, am mai dat un mesaj în cetate care eu am considerat că se cuvenea făcut, iată și cu acest prilej. Vacanță plăcută și Doamne ajută să auzim numai de bine. Mulțumim, aș ieși de rea.